Deputatul a mai fost în luna decembrie cu cadouri la micuții de la grădiniță. Mă bucur că am putut să mă țin de cuvânt. Trebuie să vă spun că nu sunt pentru prima dată la grădinița din Romanești. An mai trecut și la finele anului trecut, atunci l-am ajutat pe Moș Crăciun să ajungă aici. Știam că au nevoie de material didactic. Am făcut tot posibilul să ajut cu tot ce pot eu. Mă bucur că am putut să le fiu de folos acestor micuți și o să țin aproape de ceea ce înseamnă sistemul de învățământ. Consider eu că trebuie să fie o prioritate pentru România, trebuie să ne pregătim tot mai bine tinerii. Micuții de aici nu aveau material didactic, nu aveau cu ce să se joace. Da, din păcate sunt convinsă că în situația asta sunt foarte multe grădinițe din țară. Trebuie să-i mulțumesc doamnei educatoare Enache, pentru că dumnea ei a fost cea care a venit spre mine și mi-a cerut ajutorul. Rămân deschisă și voi ajuta pe cât pot, peste tot acolo unde mi se va cere ajutorul. Ioana Enache, educatoarea grădiniței, spune că rechizitele sunt binevenite. Conduc o grupă combinată formată din copii de vârste de 3-5 ani și mă bucur de prezența doamnei deputat Niculina Mocioi, care a venit din nou la grădinița noastră. Este un om deosebit, spun asta pentru că dânsa a mai fost și în preajma sărbătorilor de iarnă, ne-a ajutat să vină Moș Crăciun la acești copii și astăzi din nou ne-a adus zâmbete pe fața copiilor, aducându-le diverse rechizite, materiale didactice care ne sunt necesare pentru realizarea activităților instructive, educative din grădiniță. Îi mulțumim foarte mult și dorim să aibă o viață plină de bucurii și satisfacții. Cât de greu este cu materialul didactic? Cum vă descurcați acum? Cum să vă spun, este greu pentru că părinții nu au servici, nu-mi permit să le spun, aduceți pentru copil prea multe rechizite, pentru că după aceea nu-l mai aduce, dacă nu are posibilitatea, le e rușine să spună și materialul didactic tot așa, am mai cerut pe la diverse persoane. Andrei, unul dintre micuți, s-a declarat foarte fericit pentru ceea ce a primit. Cum te numești? Andrei. Andrei, și ce ai primit? Niște cărți, niște acorele și niște pateruri. Acorele, cărți de și jucării. Jucării? Ai cu ce să te joci acum? Da.